Energia a avut un avantaj de 12 puncte la pauza mare. A fost 26-16 în primul sfert și 42-30 după cel secund. Dar oaspeții au revenit în partea a doua. Cu mai puțin de 2 minute rămase, mureșenii au reușit să preia conducerea, dar la finalul sfertului al patrulea scorul a fost egal, 72-72, iar partida s-a decis în prelungiri. Acolo Energia a dominat și s-a impus cu 88-80. Echipa din Mureș este pe primul loc în clasamentul Ligii Naționale. We start game very bad. First 10 minutes was... A fost un meci greu pentru ambele echipe. Noi am început meciul foarte prost. Primul sfert a fost foarte slab pentru noi, mai ales din punct de vedere defensiv. Asta a contat. Echipa din Târgu Jiu a jucat mai bine și s-a folosit de slăbiciunile noastre. Echipa din Târgu Mureș are niște performanțe extraordinare în toate meciurile, în sfertul 3 și în sfertul 4. Și noi ne-am așteptat, am încercat într-o oarecare măsură să facem față, n-am reușit, evident, 100% din momentul ce ei au reușit nu numai să revină, dar să preia și conducerea o singură dată la scor. În momentul acela, jucătorii au arătat, au demonstrat caracter și dorință de joc. Capitanul Energiei, americanul Porter Trupp, a declarat la finalul meciului că nu ar fi fost nevoie de prelungiri, iar echipa sa ar fi putut câștiga meciul mai devreme dacă nu ar fi fost unele greșeli. We started the game really good. We prepared very well for the team. Am început meciul foarte bine, ne-am pregătit foarte bine pentru această confruntare. În primul meci ne-au bătut rău la Mureș, așa că avem nevoie de puțină răzbunare. Am lucrat cu antrenorul Ianis tot sezonul. Ne-au ajutat mult în această seară schimbările tactice din apărare și atac. Energia are un program infernal în această perioadă. În această seară pleacă la Pitești. Mâine de la 19:30 vor primi vizita francezilor de la Le Arve într-un meci din Europe Cup. Meciul va avea loc în sala sporturilor din Pitești. 50 de suporteri de echipei au ocazia să meargă să-și susțină favoriții. Transportul va fi asigurat de club.